Meciul dintre Sportul Studențesc și Rapid Suceava a fost amânat din nou cu o zi după ce premierul Victor Ponta a declarat ziua de 26 iunie zi de doliu național ia victimelor cumplitului accident rutier din Muntenegru. Comisia Centrală a Arbitrilor a informat pe pagina oficială de internet că partida care contează pentru penultima etapă a ligii a doua va desfășura joi cu începere de la orele 11 pe stadionul din Giulești. Componenții echipei Rapid s-au antrenat pentru acest meci sub comanda antrenorului principal Bogdan Tudor. Din lotul de plasare la București fac parte și frații Plămadă, care au părăsit cantonamentul primul divizionare ai FC Botoșani și au revenit la Rapid pentru întâlnirea cu Sportul. În meciul tur Rapid și Sportul au încheiat nedecis pe stadionul Arenei scor 1-1. De această dată, pentru evitarea retrogradării, ceferiștii nu au decât varianta.